Bună și bine! Ați venit sau revenit pe canalul meu, iar dacă ești pentru prima dată aici, eu sunt Alexandra, bine ați venit! Astăzi am pregătit pentru voi un clip cu trei hauluri, haul JISC, haul Sinsay și haul Pepco. Am făcut mai multe cumpărături pentru casă, pentru noi, pentru copii, așadar, dacă vă interesează, vă invit să vizionați acest clip. Voi lăsa și prețurile afișate pe ecran și linkurile în descrierea clipului. Și vom începe cu haulul JISC. De aici am comandat mai multe produse online, sunt cele două colete pe care le vedeți ambalate și am mai făcut și niște cumpărături din magazin, am avut drum în zonă și m-am oprit până în JISC să văd ce produse mai au, ce promoții. În primul rând am comandat o comodă pentru Alexandru, în camera lui era nevoie de o comodă pe care să ținem șervețelele, apa și am comandat această comodă de pe JISC.ro. Comoda, după cum vedeți, are foarte multe componente, nu ne așteptam, este cel mai complicat produs pe care l-am cumpărat de la ei și care a trebuit să fie asamblat destul de mai încet, dar oricum s-a dovedit a fi exact ceea ce căutam, este din lemn natural, are această culoare care se potrivește atât de bine cu mobila, este mai micuță, mai ușoară, poate fi mutată și lângă pat și ziua lângă dulap. În acea cutie erau 4 perne de 40x40, am comandat 4 perne mai micuțe, pentru că vrem să punem câte 2 perne în fiecare cameră a copiilor. Umplutura este din puf de rață cu o cameră, umplutura 50% puf gri de rață și pene gri de rață. Țesătura este 100% din bumbac. Pe acestea le îmbrac de obicei într-o husă prima dată, o altă față de pernă ca să fiu sigură că nu zboară puful. Ia uitați, deja peste tot este puf care iese prin această țesătură și după aceea voi pune perna, față de pernă finală. Din păcate, la puf, așa este bine să puneți mai întâi o protecție și doar după aceea lenjeria finală, ca să fiți sigur că nu iese puful prin țesătură. Așadar, am cumpărat aceste perne, erau reduse 50% în momentul în care le-am cumpărat noi. O să vă lați exact prețul pe ecran și linkul către ele dacă doriți să cumpărați. Ce am găsit în magazin? Am găsit așa niște papuși de casă. Sunt din aceștia, dintr-un material sintetic, pufos. Eu mi-am luat mărimea 38-39. Aveam nevoie pentru că îmi place să fie comozi. Sunt un fel de șosete mai groase și de aceea am căutat să fie inclusiv pe picior în sus, să nu fie doar în față și atât. Mi-am mai cumpărat încă o pereche de șlapi. Aceștia sunt cu memory foam. Am luat mărimea 40-41, deși eu port 37, pentru că sunt puțin mai micuți. Sunt de 100% poliester și se curăță doar local petele. Au talpă din cauciuc și asta îmi place foarte mult. Și acest material este extrem de finuț, de pufos și talpa este pufoasă. Spre deosebire de aceștia, care sunt cu siguranță se vor uza mult mai repede decât aceștia, nici talpa nu este din cauciuc, este tot din material textil. Dar aceștia mi-au plăcut foarte, foarte mult, mai erau și pe bej acest model, dar mie mi-a plăcut pe negru, cred că sunt mai practici pe negru decât pe acel bej deschis. Încă un model de papuși de interior pe care îi aveau sunt aceștia. Aceștia sunt din material textil integral, i-am cumpărat soțului pentru că acest model, mărimea pe care el o poartă, nu am găsit nicicum. Așadar am cumpărat acești papuci, mi se par foarte practici și ei, grosuți, este fix ce trebuie și în spate au puțin material ca să se fixeze foarte bine pe picior. Așadar am cumpărat 3 perechi de papuci pentru interior, pentru noi. Am mai cumpărat și prosoape pentru noi, pentru baia noastră a adulților, și anume 4 astfel de prosopele pentru față, 28x30 de centimetri. Acestea sunt prosopele din acelea mici pe care le folosim doar pentru față. Aceasta este agățătoarea. Mai nou caut prosoape să aibă agățătoare pentru că altfel nu ne este deloc practic. Alături de aceste prosopele am cumpărat și 2 prosoape din acestea 40x60. Nu sunt prosoapele mari, sunt prosoape mai micuțe. De asemenea au și ele agățătoare. Pentru șters pe mâini mi se pare suficient. Și acestea pentru șters pe față. Am cumpărat și pentru soțul 2 prosoape
Doar din acestea 40 pe 60 sunt prosoape de mâini și acestea sunt, ambele tipuri de prosoape sunt din 100% bumbac. Acestea sunt cumpărăturile pe care le-am făcut din JISC, și comandă online, dar și vizita în magazin. Pentru voi un haul Sinsay. Am făcut și eu comandă online și am fost și până în magazin. Vreau să vă arăt tot ce am cumpărat, așadar desfac imediat coletul și vă arăt individual tot ce am cumpărat. Voi lăsa și prețurile afișate pe ecran. Am comandat pentru Alexandru niște bluze puțin mai groase. Mărimea lui este 110, așadar am comandat cam tot ce am găsit pe site-ul lor, dar să fie din material din acesta puțin mai grosuț, nu subțire, pentru că este destul de rece afară deja și vreau să aibă niște bluzițe de corp puțin mai groase pentru grădiniță. În magazine nu am fost și nu știam că voi mai ajunge ca să pot să îi cumpăr aceste lucruri, de aceea am plasat o comandă online care a venit în aproximativ 7 zile din momentul plasării comenzii, motiv pentru care, având în vedere că a întârziat comanda, mi-au trimis și un voucher de 5%, dar oricum nu era așa de mare urgența, așadar m-am bucurat că totuși au sosit în timp util. Și haideți să vă arăt fiecare bluziță. Vă spuneam că materialul este din acesta puțin mai grosuț. Sunt bluze la baza gâtului. Au manșetă și au și manșetă jos, în partea de jos, ceea ce mi se pare foarte util când vine vorba de bluzițe. Aceasta are model cu dinozauri. Această bluziță este identică, numai modelul diferă, este cu rachete. Bluzița aceasta a fost 19,99 lei. De asemenea, toate bluzițele pe care le vedeți aici au fost 20 de lei. Bluzița aceasta mi-a plăcut mult față de celelalte care sunt puțin mai simpluțe. Aceasta are un model interesant cu aceste paiete. Am uitat să vă spun că livrarea a fost gratuită. Deci am plătit doar prețul produselor și livrarea a fost gratuită. Această bluziță cu model de dinozaur. Și acest model l-am ales de două ori, am pus 110, două bluzițe identice. Mi se pare extrem de practic și modelul destul de drăguț. Modelul drăguț, culoarea ca acest bleu maren. Și am luat două bluzițe de acest fel. Și cea mai cumpărată a fost această bluziță de corp mai subțirică. Dacă observați, este material din acela bumbăcel de corp, mai subțire, tot mărimea 110 și este un muștar. În Sinsay, din magazin, când am fost, mi-au tras atenția aceste mănuși. Sunt mănuși din material textil integral cu un fermoar în partea de sus, au fost 25,99 lei. Dar sunt extrem de practice, comode. Mai am și alte mănuși, dar am zis să am și unele din bumbac pentru că sunt mai practice și vreau să le las în mașină. Și am mai cumpărat acest bol metalic. Este un bol pentru fructe. A costat 15,99 lei, 16 lei. Dar îmi place foarte mult culoarea, aurie. Mi se pare așa mai festivă și o să pun fructele în acest coș. Celălalt coș pe care l-aveam era din inox, argintiu și era destul de răsfirat. Așadar mi-a plăcut acesta că este pe înălțime și nu va ocupa foarte mult spațiu pe blat. Thank you.
cumpărat din Pepco două bluzițe cu motive de Crăciun. Am așa o tradiție, vreau să îmbrac pe copii la fel în seara de Crăciun, cel puțin bluzițele să fie la fel, și am cumpărat două mărimi diferite, 134 și 110 la Alexandru, fiecare bluză costă 21 de lei. Mi se par foarte simpatice și de efect, să-i vezi așa pe amândoi îmbrăcați la fel, îmi este foarte, foarte drag. I-am mai cumpărat lui Alexandru încă două bluzițe din acestea de corp, din bumbac 100%, sunt din acestea mai subțirele. Sunt două culori, una este simplă, modelul acesta cărămiziu, mărimea 110, o bluză albastră cu niște modele geografice, cu o hartă. Pachetul acesta costa 16 lei, 8 lei bucata, și sunt la set. Două bluzițe în același set și din această categorie am cumpărat și acești pantalonaj. Tot mărimea 110, sunt dintr-un bumbac puțin mai gros. Material puțin flaușat, au sus șnururile, jos au manșetă, ceea ce pe mine mă încântă foarte tare. Și va fi foarte drăguță, această combinație va fi foarte drăguță. Pantalonii au costat 21 de lei. Tot la capitolul îmbrăcăminte, mi-am cumpărat o pereche de pantaloni, mărimea 44. Este prima dată când văd acest model cu o talie mai înaltă, o bandă elastică mai înaltă. Deci au această bandă elastică mai înaltă, mai lată. Nu au fermoar, nu au capse. Asta mie mi se pare foarte comod la pantalonii de la Pepco. Singurul inconvenient, se strică foarte repede, dacă îi spăl de mai mult de câteva ori, le iese culoarea, se strică materialul, dar pentru acasă sunt în regulă. Au costat 32 de lei și cam aceasta este culoarea, bromaren închis. Am cumpărat și două folii decorative cu aceste motive 3D care se lipesc pe geam. Sunt decorațiuni de Crăciun, a costat 3 lei fiecare set. Am cumpărat un set cu Moș Crăciun și unul cu reni și cu brăduți. Le vom lipi pe geam în sufragerie. Iarăși îmi place ca în sufragerie să fie câte ceva decorativ pe geam pentru fiecare sezon. Și am cumpărat deocamdată aceste două seturi. Mi-am cumpărat un borcan de sticlă, din acesta sub formă pătrată cu un capac de inox. Modelul este unul destul de simplu pentru că aici vreau să pun bicarbonatul de sodiu. Am 1,5 kg într-o pungă și vreau să-l transfer într-un borcan ca să-mi fie mai ușor să-l folosesc. Am mai cumpărat un borcan acum câteva săptămâni. Vă las în descriere haul-ul pe, poți să vedeți exact și celălalt borcanel în care am pus acidul citric și mai trebuia încă un borcan pentru bicarbonatul de sodiu. Și am primit la casă de marcat și această broșură, magazinul tău de Crăciun, de la Pepco, o broșură în care ne sunt prezentate mai multe produse cu specific festiv de Crăciun. Acestea au fost cumpărăturile pe care le-am făcut în Pepco zilele acestea. Am zis să vi le arăt și vouă, de ce nu, poate vă inspiră, poate vă luați niște idei sau poate veți merge și voi în magazin să cumpărați produse pe care le anunță ei că vor fi în perioada 18-24 noiembrie.
Dragilor, acesta a fost clipul pe care vi l-am propus astăzi cu cele trei holuri. Sper că v-am dat câteva idei, sper că v-a plăcut ce am ales noi. Aștept în comentarii să-mi spuneți ce cumpărături ați mai făcut voi în ultima vreme, pentru că este important, zic eu, să ne inspirăm unii de la alții. Vă mulțumesc tare mult pentru vizionare, dacă v-a plăcut acest clip, vă invit să dați like, să vă abonați dacă încă nu sunteți abonați și până data viitoare, aveți grijă de voi! Pupici!